Da, sigur că teoriile lui Putin despre cine, ce a luat și ce a băgat în URSS se opresc la cei acum în Ucraina, despre alte zone nu discută. Care-i semnalul? Ce vrea, domnule senator? Păi, cred că ar trebui spus în primul rând că tot acest interviu a fost mai degrabă o portavoce pentru discursul scris cu meticulozitate de reinterpretare a istoriei de către dictatorul Vladimir Putin, un dictator care își are locul, în momentul de față cel mai potrivit, într-un tribunal pentru a fi judecat pentru crime de război. Da? Invazia Ucrainei, acest act unilateral, neprovocat, de a invada un stat suveran, tot ce a urmat după aceea, regimul de teroare, violurile, crimele de război asupra civililor sau crime de război asupra soldaților care s-au predat și care ar fi trebuit să fie protejați de Convenția de la Geneva. Toate lucrurile astea îl fac în continuare, cel puțin în opinia mea, USR-ului și probabil ca multor oameni normali și educați, un criminal de război, un om care a dat niște ordine pentru care ar trebui să fie condamnate. Ceea ce a fost acum e mai degrabă același tip de, cum să o numim noi, încercare de a-i face pe oameni inversionați împotriva Ucrainei. Chestiunea asta cu teritorii smulse de-a lungul unor momente istorice, care acum probabil că, pe de o parte, demonstrează că statul este un stat făcut cu forța, nu un stat național, natural, organic, și probabil în felul acesta, ceea ce urmează să se întâmple din nou, să nu uităm, Rusia nu este singură. Rusia are niște prin sponsorizări are niște parteneri, inclusiv în țările din Europa de Est. Deci s-ar putea să vedem cum se auzim așa o formă de narativ cu ecou în partidele pro-putiniste din România, Ungaria, probabil Polonia, care să aibă același mesaj pe perioada următoare. Bun.